găsit, stimați telespectatori, vă spune Teodor Curbaș la o nouă emisiune educativă. În perioada asta dificilă pentru țară, învățământul este cel care suportă poate cel mai mult despărțirea de școală, de copii, de învățători, de profesori, de munca de la catedră, de conducerile școlilor, pentru că situația de acum pune amprentă serioasă pe sufletul copiilor și pe viitoarea activitate a lor. De ce? Pentru că o întrerupere în munca de studiu a copiilor, indiferent de clasă, contează foarte mult. Am venit la o școală unde educația este la ea acasă, o școală unde rezultatele sunt dintre cele mai frumoase care pot exista în învățământ. Este vorba de școala Grigore Moisil, o școală cu nume și renume, o școală care își poartă locul, așa cum era numită înainte, școala numărul 1. Domnule director Mondici, vă mulțumesc că acum, în perioada asta, vă faceți timp de noi. Eu știu că n-ați avut perioadă liberă, pentru că școala a fost mereu în lucru. Întotdeauna când vii, școala este pusă la punct. Și astăzi am rămas surprins. Suntem în 18 mai, odată când ar trebui să intrăm în școală să auzim glasuri de copii și totuși aici oamenii lucrează tot timpul, de la poartă începând și peste tot, și se lucrează. Ce lucrează oamenii acum? Bună ziua și vă mulțumesc că v-ați gândit la noi. Pregătim spațiile, salele de clasă pentru ceea ce urmează în perioada 2-12 mai, când elevii claselor a 8-a vor veni la pregătire pentru examenul de evaluare națională. Dezinfectăm toată școala, marcăm circuitele de intrare și de ieșire, pregătim acele coșuri în care copiii vor arunca măștile pe care le vor purta. Încercăm să punem la punct astfel încât să ne putem desfășura activitatea în cele mai bune condiții și fără a periclita, Doamne ferește, sănătatea cuiva. Sunt convins că ați făcut un program riguros de pregătire a copiilor de clasa 8-a și acum mulți părinți și elevi așteaptă să vadă cum se va face pregătirea asta. Câte clase de 8-a aveți, domn director? Avem 3 clase de 8-a care termină în acest an cu un efectiv de 77 de elevi. Și cum i-ați împărțit să respectăm normele ordonanței? Îi vom împărți conform procedurii, maxim 10 elevi într-o grupă, care vor face pregătire la română și la matematică. Înainte de a trece la concret cum faceți pregătirea cu ei, pentru că știu că dumneavoastră aveți clasă de 8-a și știu că vă pregătiți pentru asta, alături de colegii dumneavoastră, aș vrea să vă întreb, tot aud mereu și lumea discută, unii mi-au dat și telefoane, oameni cunoscuți, măi, ce cu porcăria asta de învățământ la fără frecvență? Asta nu e învățământ la fără frecvență, e un învățământ pe baza tehnicii moderne, ajută, pentru că nu poate înlocui dascălul, nici roboții, nimeni absolut nu poate înlocui și în afară de asta, atmosfera din clasă nu poate fi înlocuită cu un calculator sau cu un alt instrument de transmitere. Atmosfera din clasă, concurența dintre copii, vrând nevrând există concurența, discuția cu învățătoarea, aprecierile pe parcursul orei, asta nu le poate înlocui nimeni. Plus, urmărirea copilului într-o oră, așa cum trebuie și cum știe să o facă o învățătoare sau un profesor. Nu poate fi. Vă întreb, acum o să fiu puțin rău. Mă gândeam că dacă merge bine învățământul ăsta,
așa cum se spune, la fără frecvență, înseamnă că pregătim promoții întregi de parlamentari, că ăștia toți au făcut pe la fără frecvență, pe la fără folos, cum îi spunea, și sunt foarte supărat că văd copiii, că dacă ăla a putut să facă așa, fac și eu. Și a ajuns mare, a ajuns pe dracu. Uite în ce situație. Apropo, domnul director, Ministerul Învățământului e în stare să dea indicații precise, concrete, cu rezultat fiecărui specialist, unui dascăl. Noi să primim la nivelul de jos niște indicații care să fie atât de folositoare, în primul rând, copiilor, dar și nouă dascălilor. Nu cred că poate să existe o rețetă universală pentru toate școlile. Cred că fiecare unitate de învățământ trebuie să se adapteze la condițiile ei. Să se adapteze la condițiile ei, la specificul ei, la dotarea pe care o are, la posibilitățile elevilor. De ce să nu recunoaștem că încă sunt mulți elevi care poate n-au nici curent în casă, dar apoi să aibă acces la internet sau la diferite device-uri prin care pot să acceseze platformele pe care pot lucra profesorii. Dar consider că fiecare cadru didactic reușește printr-o formă sau alta să comunice cu elevii. Sigur, și noi am insistat mai mult pe disciplinele de bază, care sunt și de examen, română și matematică. Nu putem să ținem copilul 6 ore în fața calculatorului și întâlnirile face-to-face pe internet să aibă loc la disciplinele de bază, după cum spuneam, iar restul comunică pe diverse căi, pe WhatsApp, pe Messenger, pe e-mail. Dar este posibilă această comunicare. Sigur, mai ales aici, la școala dumneavoastră, sigur, unde copiii sunt aparte. Vrând nevrând, vine elita orașului și, în afară de asta, sunt copii a căror părinți se interesează teribil de copii, de soarta copiilor. Și ați amintit dumneavoastră foarte bine că difere de la școală la școală. Sunt localități unde nici curent electric nu au, n-au nici telefon simplu, nu din ăsta inteligent, n-au tablete sau calculator și sunt mulți. Mă uitam la doamna ministru, că vorbește ca din spatele calului, ca și un om străin de învățământ. Îmi pare foarte rău, dânsa nu-i străină de învățământ, dar n-a fost prin satele. Vorbește numai ca și un om care a lucrat întotdeauna în centre mari și nu știe ce se întâmplă. Baza învățământului și a copiilor e acolo, la țară, în cătune și sate uitate de Dumnezeu. Copiii aia nu beneficiază de nimic niciodată. Tot spunem că iese copilul de țăran în frunte. Nu iese. Cu cheltuielile de astăzi, o dăm tablete. Când auz că spune, facem știință cu tabletele la sat, unde trebuie să învețe pe copii lucruri, să se spele pe mâini, dar dumneavoastră este dezinfectat de la poartă începând, vii să te dezinfectezi și ai posibilități. Dar acolo nici să se spele pe mâini, eventual din găleată. Am găsit că majoritatea școlilor din sate și cătune au WC-urile în curte, însă habar nu are. Vorbește chiar într-o emisiune, o să iau 2-3 directori să discutăm. Cum se pot găsi asemenea oameni care să conducă învățământul și să fie în afară de învățământ? Un ministru al învățământului trebuie să treacă prin toate formele, să cunoască perfect ce înseamnă învățământul, nu să vorbească, așa cum am spus, de undeva de sus, de la anvon, și să nu fi coborât la nivelul copiilor nevoiași. Am spus lucrurile acestea pentru că sunt necesare și în televiziunea națională se pedalează pe treaba asta și noroc că noi aici, în partea asta de țară, suntem puțin mai educați, puțin mai civilizați decât cei care ne dau de acolo indicații. Domn director,
revenim la activitatea și în mod special la matematică și după aceea și la română. Câți profesori de matematică sunt și cum se ați putut să organizați ca întotdeauna să fie un flux al celor care vin la pregătirea la matematică și să vorbeați dumneavoastră că ați fixat și intrările și ieșirile exact cum trebuie ca să nu fie aglomerat. E o treabă foarte interesantă, lucrez cu copiii și vor fi dirijați, cred, teribil. Sunt oameni care știu deja ce au de făcut, dar copiii știu? Vor afla și copiii, vor afla și le copiii. Vom comunica înainte de a începe activitatea. Fiecare clasă, v-am spus că va fi împărțită în grupe de maxim 10 elevi, iar intrarea în unitate se va face printr-un decalaj orar de 15 minute între fiecare grupă, astfel încât să nu se întâlnească mai mult de două grupe. La intrarea în unitate le va fi verificată temperatura, care nu trebuie să depășească 37,3 grade. Vor primi câte o mască, așteptăm să primim măști de la minister. Nu vor sta în unitate mai mult de două ore, fiecare grupă. Și la plecare vor primi o altă mască pentru drumul spre casă. Interesant. Și aveți o planificare exactă, știe fiecare copil și fiecare profesor, ora când se întâlnesc la școală. Nu-i greu. Este puțin greu, dar nu este imposibil. Copiii se vor mira, deși cei mai mari din școală, cunosc bine școala, aici au făcut mulți de la clasa 1, de la pregătitoare și până în a 8-a, și sunt legați de școală, cunosc totul, dar la un moment dat sunt dirijați altfel decât erau obișnuiții. E ciudat și pentru ei. Vor fi profesori care vor aștepta la intrare și fiecare elev va fi condus în sala de clasă. În sala de clasă aici trebuie să respectăm acea distanțare socială, fiecare elev să aibă o suprafață de 4 metri pătrați și 2 metri distanță față de celălalt coleg. Sigur, pentru ei va fi puțin mai greu în prima zi, pentru că sunt dornici să se revadă, dar îi vom instrui și îi vom îndruma să respecte aceste măsuri de prevenție ca, Doamne ferește, să nu se îmbolnăvească careva. De obicei, elevii sunt conduși de părinți. Sunt aduși cu mașină, sunt însoțiți de părinți. Ce veți face cu părinții? Vor intra în școală? Dacă au un motiv bine întemeiat, poate să intre în școală respectând condițiile de igienă. La ușă va fi dezinfectant, pentru mâini va fi... Li se măsoară și lor temperatura. Sigur, dar fără aglomerație. Portarul nu va permite intrarea în unitate fără un motiv întemeiat, respectiv nevoie de un document de la secretariat sau înscriere pentru clasa pregătitoare. Ați văzut că a apărut noul calendar de înscriere care modifică perioada până în 7 iulie. Da. Domnul director, cum se va intra în liceu? Pe ce bază? Din ceea ce avem până la ora actuală, metodologia de admitere a rămas valabilă, respectiv procedura este aceeași. Elevii de clasa 8-a vor susține evaluarea națională în data de 15 iunie la română, în 17 la matematică și în 18 la limba maternă și media se calculează la fel ca și anul trecut, media de admitere. Da. Copiii știu lucrul acesta? Eu sper că da. Am transmis diriginților cu rugămintea de a comunica elevilor pe grupurile interne care le are fiecare diriginte cu clasa lui. Da. Sunt informații la matematică, puse și pe site-ul școlii și pe site-ul inspectoratului da. Școlar. La matematică se face cam câte ore reușiți să faceți cu copiii până la examene?
Noi încercăm, azi și azi vom definitiva orarul, vom avea și un consiliu de administrație să-l validăm, ca întâlnirile să fie zilnice. Și aici a rămas în discuție, fie zilnic, două ore, de aceea specialitate, fie alternate, una de română, una de matematică. Da. Înseamnă că se parcurge materia, se parcurge materia după planificare și perioada asta, de când am început noi cu epidemia, copiii au mai fost contactați de către dirigenți, de către profesori. Sigur, sunt două chestiuni la care vreau să răspund. Una legată de materie. Ordinul privind materia pentru evaluare națională a fost modificat pentru acest an școlar, iar pentru examen intră doar materia predată până în data de 10 martie. Deci, practic, ar fi materia semestrului întâi, să spunem așa. Da. În această perioadă, elevii vor face doar pregătire pentru examen. Da. Iar legat de comunicare, comunicare există între diriginți și elevi, respectiv părinți. Toate clasele au un grup de WhatsApp și comunică acolo. Părinții mă sună și pe mine și discutăm atunci când este o problemă. Pe grupul clasei sunt introduși și profesorii de la fiecare clasă, unde le comunică și lor. Și așa cum vă spuneam, româna și matematica se văd cel puțin de două ori pe săptămână și face-to-face, dar pe internet. Da. V-ați gândit bine și eu cred că, de fapt, la dumneavoastră situația este cu totul altfel, nu seamănă cu alte școli, că bine spuneați că fiecare școală cu specificul ei. Aici, la școala dumneavoastră, rezultatele nu sunt întâmplătoare. Grupul de dascăl, colectivul de dascăl este selecționat de mult, sunt oameni atașați școlii, sunt titulari, sunt oameni cu responsabilitate și mi-ar plăcea să găsesc pe unde umblu asemenea colectiv de dascăli. Eu îi laud mereu pe cei de la școala dumneavoastră pentru că este o mândrie a învățământului sădmărean și național. Dacă domnul general, inspector general Călindula se poate mândri cu una dintre școli pentru că îl văd la fiecare deschidere de an, îl văd prezent și după aia pleacă la alte școli, îl văd prezent dimineața aici și vine cu atâta bucurie pentru că, nu știu, e atașat de școală, simte că este o școală unde se simte bine un inspector general, deși el trebuie să se simte bine peste tot. Dar sunt unele lucruri care sunt aparte, care îl onorează și iată că școala asta îl onorează. Pe dumneavoastră vă pot întreba, în perioada asta profesorii și-au primit salariul și primește până la începutul anului școlar. E un lucru deosebit. Mă gândesc în satele despre care vorbeam și cătunele uitate de Dumnezeu. Dacă învățătorii au avut tangențe cu copiii care sunt duși la școala de centru cu mașina și ei stau în satele lor, dacă învățătoarea s-a deplasat la vreun copil, sunt așa de curios și voi găsi și atunci o să scade puțin laudele domnului inspector general. Eu țin foarte mult la copiii aia săraci, neajutorați. Dumnezeu a făcut să mă duc prin satele astea să cunosc realitatea. Eu nu pot vorbi numai de aici, ci vorbesc și din suflet. Sunt nenorociți și cu dumneavoastră vreau să discut. Este vreo cale în situația actuală ca și copiii aceia
să beneficieze de cât de câtă atenție, nu că le duce tableta. Sunt copiii care degeaba le dai tableta acum. Le-o dai și are un instrument în plus sau încă... Dacă n-au lucrat niciodată pe așa ceva, este foarte greu. Sigur că da. Ce fac copiii aia? Ce ar trebui să facă? Eu cred că dacă există bunăvoință, se poate rezolva orice. Adică un dascăl, dacă e nevoie, cred că putea avea acces în unitate, sigur planificat, nu toți odată, respectând toate măsurile regule de igienă. Să le multiplice niște fișe de lucru, să le dea niște indicații și sub o formă sau alta să ajungă la elevi. Sigur, probabil vom găsi și cazuri în care nu a existat contact suficient. De ce să mă ascund, și chiar și la noi în unitate? La un moment dat, câțiva părinți erau nemulțumiți că la diverse discipline nu s-a lucrat destul. Dar vreau să vă spun că nu ne considerăm vinovați cu nimic și că am respectat întru totul recomandările Ministerului. Sigur. În prima etapă, până la vacanța de Paști, recomandarea a fost să nu predăm mai departe decât să aprofundăm materia predată până în 10 martie. Lucru pe care noi l-am făcut. Iar după Paști, recomandarea a venit să continuăm cu predarea online, astfel încât să fie mai ușor de recuperat în septembrie, când vom începe activitatea. Da. Domn director, sunt atâtea probleme care îmi vin în minte legate de școală și niciodată, de când mă știu eu și am lucrat în învățământ atâția ani, nu am întâlnit o asemenea situație. Iată că am trecut și prin așa ceva. Să întrerupi, de fapt, copilul a plecat de la școală o grămadă de luni, mai mult de o jumătate de an, el nu vine la școală. E pentru prima dată când aud așa ceva. Nici în timpul războiului n-au fost asemenea restricții. Și binevenite, că n-ai ce face, e vorba de un dușman cu care te lupți și nu-l vezi. Și se dovedește mai puternic de multe ori. Eu cred că dascălii au muncit bine și când nu aveau salariu normal, când aveau numai un fel de salariu, că nu se compara cu nimic, eram cei mai jos de jos oameni. Și dascălul întotdeauna a muncit cu drag. E vocația lui, e dăruire, e rupere din el. Cine nu cunoaște pe dascăl, n-are voie să vorbească despre dascăl. În primul rând, cine nu iubește copiii, n-are ce căuta în învățământ. Mă uit la școala dumneavoastră. Am fost la deschiderea anului școlar. De multe ori am fost aici. Atâta bucurie, atâta fericire pe copii, bucuria de a se întâlni cu dascălul este ceva formidabil. Sau să-ți cunoști dascălul. E extraordinar. I-am văzut că emoțiile astea se transmit de la părinți la copii. Culmea, părinții au emoții. Dacă stai deoparte sau cu camera de luat vedere și le iei fețele pe parcurs, dar când am văzut ce emoții, începând de la director, începând de la invitații dumneavoastră, începând de la părinți, bunici, vine și tata și mama și bunica. E formidabil. În școala asta există ceva deosebit. Și când am vorbit cu Răzvan și am spus că vin la școala Grigore Moisil, s-a bucurat. Și sigur că s-a bucurat pentru că are doi copii și este unul dintre părinții care se ocupă de copii. Îl văd eu, trăiește emoții, deși ar putea să stea mai liniștit. Nu, are emoții pentru orice mișcare. Dapoi acum, când noi toți ne străduim să scoatem în evidență lucrurile bune, să unim pe dascăli. Nu trebuie, un dascăl nu trebuie unit. Îi spui ce are de făcut și de multe ori face mai mult decât trebuie. De data asta
Ați avut cumva probleme să existe refuzuri, discuții, că nu pot să fac, că nu-mi convine, că nu cred că există așa ceva la Dascăl. Mai avem colegi care se descurcă mai greu cu tehnica, dar am discutat cu ei, i-am instruit și în acest moment lucrurile au intrat pe făgașul normal și este în regulă. Vreau să vă spun că lucrăm și cred că în 2-3 zile va fi gata la un sistem de predare, la o platformă a școlii, astfel încât dascălul să poată veni la școală și să scrie clasic pe tablă și elevul va vedea și va auzi de acasă tot ca și cum ar fi în sala de clasă. Și dascălul va vedea elevii pentru că vor fi proiectați pe perete. Frumos, extraordinar. Ce am văzut eu la televizor, o lecție de română m-a dezamăgit total. O lecție de română pentru clasa a 12-a. În grădină era un text. Dacă autorul textului auzea ce vorbește doamna profesoară, una îmbrujată până era parcă era la circ, nu-și recunoștea textul, nu știa că e vorba de textul lui. Pur și simplu n-a vorbit despre literatură, despre știința, despre frumos, despre sublim, despre estetic. Nu. A vorbit, parcă a amestecat gramatica cu literatura și a scos niște cerințe aiurea. Dacă așa subiectele de bacalaureat, toate, cum am văzut, și venea cu ea pregătită, gata, pe calculator și a venit să sublinieze. Păi trebuia să le transmită pe calculator copiilor și nu mai trebuia să pierdem timpul și să plătească bani la televiziune în Ministerul Învățământului. Nu se poate. Acolo, în București, gândirea și dragostea față de copii nu coboară la copiii normali care suntem noi. Noi, partea asta de țară și altele. Ei cred că toată lumea e în capitală și vocabularul este puțin altfel decât cel folosit în analiza textelor literare. Să nu vă mirați și să nu se mire părinții că copiii nu mai iubesc și nu citesc, pentru că nu îndeamnă nimic, nu scoate ce-i frumos. Găsește niște autori cu o programă mizerabilă, cine o face înseamnă că n-a fost pe la catedră și numai pe pile băgăm textul ăla că e prieten cu mine și nu, avem noi literatură atât de frumoasă și programele trebuie să fie făcute, să fie dragi copiilor, și manualul e a copilului. Manualul este al copilului. Ei, manualul ăla trebuie învățat. Și tehnica învățării nu trebuie să le spunem noi în emisiune, pentru că sunt dascăli și eu pe dascălii noștri nu-i compar cu alții niciodată, pentru că avem o școală bună a noastră, aici la Satul Mare și în general ardelenii sunt niște oameni meticuloși, ordonați și cu bun simț. Și în fotbal am fost ambițioși întotdeauna și nu lăsăm să ne bată bucureștenii când veneau aici. Niciodată dădeam mâna cu ei și spuneam ne vedem la București, vă salut. Aici nu aveau câștig de cauză. Nici ne învățăm în degeaba. Uite, noi avem copii extraordinari în toate domeniile. Numai nu știm să-i scoatem în evidență și poate avem o reținere, că așteptăm de sus, de la București, să ne accepte să ne lăudăm copiii noștri. Nu. Copiii noștri merg, concurează și câștigă. Și bucuria este că pot vorbi frumos despre dascăli, despre dascălii noștri. Domnul director, mi-a spus de matematică. La română cum vor face pregătirea asta? La fel ca și la matematică. Da. Și în acest moment lucrează doamnele profesoare cu elevii.
cel puțin de două ori pe săptămână se văd pe o aplicație și ele îți primesc de lucru. E ceea ce e de apreciat din partea Ministerului e faptul că au săptămânal au propus niște modele de teste care sunt gândite pe noua programă. Vă spuneam la început că programa pentru examenul de valoare național a fost modificată și materia de semestru 2 a fost scoasă. Sigur că nu erau culegeri pregătite pentru cu acest tip de subiecte pentru această perioadă, iar Ministerul a gândit săptămânal modele de subiecte care le transmit elevilor teste de antrenament, așa cum sunt ele numite, atât la română cât și la matematică. Și profesorii noștri rezolvă și discută cu elevii aceste teste de antrenament. Ce frumos spuneți de antrenament, extraordinar. Antrenamentul ăsta are și o încălzire prealabilă și e făcută treptat și știu că vă ocupați de treaba asta. Părinții au comentat sau comentează lucrurile care se întâmplă. Sigur că mai sunt discuții. Nu poți să mulțumești 852 de părinți. Dar fără sprijinul lor nu am reușit. Spuneam la început că specificul școlii diferă de la o unitate de învățământ la alta. Diferă chiar și în aceeași școală de la o clasă la alta. Gândiți-vă ce înseamnă să înveți online un copil de clasa 1 să scrie. Dacă nu-i învățătoarea lângă el, să-i poartă mâna pe caiet, să... Nu se poate. Exact ca la vioară, pune mâna pe mânuța lui și duce arcușul. Da. Este lucru care reține toată viața. Indiferent că ajunge savant sau ce, el știe că a avut o învățătoare care l-a învățat să scrie, care l-a învățat literele, care l-a învățat alfabetul, l-a învățat să socotească și așa mai departe. Este... Asta nu se poate uita. Apropo, domn director, ați avut surprize din astea plăcute. Absolvenții dumneavoastră pleacă, merg la licee, au rezultate bune, merg la facultate. Mai trec copiii ăștia pe la dumneavoastră? Trec mereu și mă bucur acest lucru. Vreau să vă spun, clasa 8-a care a terminat anul trecut, cred că până în 10 martie a fost cel puțin de 5 ori să mă viziteze. Ce frumos! Avem absolvenți care sunt la licee militare. De câte ori vin acasă, vin și pe la școală să salute. Și vă salute frumos! De cadre didactice, da. Da. Vă salute militareste! Primim mail-uri. Chiar de Crăciun am primit un mail de la un fost absolvent care mulțumea școlii și ruga să transmitem felicitări colectivului de cadre didactice, el fiind în prezent directorul unui lanț de magazine din Maramureș. Ce frumos! Deci absolvenții își aduc aminte cu drag de momentele trăite în școala gimnazială. Sigur, și nu e o școală, am spus de la început, nu e o școală ca oricare. E o școală etalon, o școală, sincer, eu mă simt deosebit de atașat de școală, cunoscând rezultatele acestei școli. Și am dreptul să fac aprecieri și le pot face că umblu peste tot. Și îmi dau seama și fac comparație. Plus, am văzut la inspectorat întotdeauna rezultatele. Păi școala asta a fost deasupra întotdeauna. Și vă mențineți teribil, creșteți, creșteți. Eu mă bucur că ați venit aici, pentru că a căzut școala asta pe mâini bune și așa cum ați lucrat și în inspectorat atâta timp și în matematică, adică e un lucru care vă place. Da, eu când vorbesc cu profesorul de matematică, întotdeauna mă gândesc, mă, cei mai buni conducători de școli au fost profesori de matematică. Țin minte de la Beltechi, a fost inspector general, profesor de matematică, care n-a rămas la catedră, ci a venit în satul mare.
și eu l-am prins când eram director la Casa Corpului Didactic, am lucrat cu el foarte mult și îmi spunea: măi Dorele, creta și tabla nu poate înlocui nimeni, lasă-l să lucreze el acolo. Eu tot îi spuneam că nu se poate când treci o cifră în partea cealaltă, se schimbă semnul. Și păi, îl privezi de libertate, cum îi schimb semnul? Și îmi explica lucruri deosebit de frumoase și era un pedagog deosebit, matematicienii sunt deosebiți. Eu i-am apreciat întotdeauna și mă uit că avem în județ profesori de matematică de excepție. Chiar avem profesori de matematică excepționali. Tot vorbim de liceul Eminescu, unii critică, dar acolo e creierul matematicii. Vrei, nu vrei. Mă uit la Ovidiu, profesor de matematică, Ovidiu Pop, profesor de matematică și culmea face mai multă literatură decât cei de literatură. E un lucru, până acum nu l-am spus, dar e un lucru cu total ieșit din comun. Domnul director, dacă ar începe școala normal și să dea Dumnezeu să înceapă normal la data stabilită, sunteți pregătit cu diriginți, cu preluarea claselor, cu înscrieri, cu regulamente, cu începerea furtunos, că va fi un an foarte furtunos, de recuperare treptată, pentru că orice dascăl, să nu spuneți că nu va face o recapitulare a materiei din partea asta a doua a anului, din semestrul 2, nu va face recapitularea materiei. Treptat, trebuie. Va face. Sigur. În fiecare an, primele două săptămâni, care sunt și de acomodare, să spunem așa, le începem cu o recapitulare a materiei din anul anterior. Mai ales în anul ăsta. Mai ales în acest an. Da, cred că vă gândiți la treaba asta. În rest, lucrurile sunt gândite și în ceea ce privește dirigențiile. Sigur, cred că și copiii așteaptă cu drag să se întoarcă la școală. Discutam cu una din clasele la care predau și spuneau: știți, parcă nu e același lucru în online ca și în sala de clasă. Interesant, da. De ce v-am întrebat de dirigenți? Domnul director, eu vă știu că sunteți foarte exigent cu dumneavoastră, dar și cu subalternii. Și bine că e așa. Deși sunteți prieteni și colegi, dar lucrurile trebuie făcute ca lumea și la școala asta chiar că sunt făcute ca lumea. Am insistat la dirigenți pentru că am găsit școli, sigur că camera nu minte, i-am pus microfonul la copil: ce ați discutat la dirigenție săptămâna trecută? A, păi noi nu facem dirigenție. Câteodată așa mai discutăm, că facem chimie, că doamna e de chimie, sau facem geografie. Orele astea educative sunt extraordinar de importante. Când discut cu preoții, le spun că în predică să-și găsească 5 minute să facă o educație și copiilor din biserică, dar și părinților, că au uitat salutul. Am dat un exemplu, salutul. Mergeai în satele românești, te saluta lumea pe stradă, nu te cunoștea, dar te saluta. Se salutau ei, se ajutau, făceau zile de clacă. E un lucru extraordinar. Mergeau și ajutau la construcția casei, se ridica casa văzând cu ochii. Acum nu mai e. Au dispărut lucrurile astea bune și păcat, pentru că țăranul normal ar trebui să aibă statuie în fiecare capitală. Țăranul este cel care duce soarta țării și e neglijat complet. Eu și scriu despre situația țăranilor mult în materiale, și în ziar,
și mi-am pus problema de ce nu există o statuie a țăranului român. Și uite că nu există. Ați văzut undeva statuia țăranului? Nicăieri, domnul director. Și este cel care ne ține pe noi. Am deviat puțin, dar nu întâmplător, pentru că prin emisiunea de astăzi vreau să fac cunoscut dascălilor care predau la centrele de comună și acolo dascălițele să fie mai aproape de copii și în situația asta nenorocită în care suntem să-și arate adevărata inimă, sufletul ei de dascăliță acum când au nevoie atât de mare. Sunt convins că cei de la Ministerul Educației o să se trezească la realitate și să mai vină să vadă și satele, să vadă școlile, clădiri foarte frumoase, lăsate în paragină, pentru că duce copiii cu mașina la școala de centru. De când e lumea și pământul, fiecare sat avea școală și biserică. Iată că nu mai e așa. Și biserica a început să slăbească și nu mai merg oamenii la biserică, apar o serie de secte și de unde pleacă sectele, de unde se formează, de la Biserica Ortodoxă. Și Biserica Neamului este în scădere. Păcat. Este instituția în care oamenii mai au încredere. Domnul director, au primit salarii mai bune dascălii și asta se simte. Vreau să vă întreb, acum, având salarii mai bune, lucrează mai bine? Eu spun că, legat de școala noastră, se lucrează și s-a lucrat bine dintotdeauna. Ce frumos! Asta este ideea și am vrut să o aud de la dumneavoastră. Și vreau să cred că și în celelalte școli este la fel. Deci, ei au muncit și când nu aveau salarii. Au muncit și și-au făcut datoria. Și acum, pe semne că sunt mai stimulați și lucrează cu aceeași abnegație, cu râvnă, cu interes, cu dragoste față de copii. De ce aici la școala asta, dumneavoastră o știți mai bine ca mine, dar vă întreb, de ce există atâta respect față de unitatea asta școlară? Deși eu supărat cum e așezată, nu cum e așezată ea, cum s-a așezat vecinii, nu puteți să deschideți poarta pe acolo, pentru că în poartă stau oameni care așteaptă să intre în vizite la penitenciar. Sau văd copiii intrând, cum îi golește din mașină, îi descarcă și intră în rând în pușcărie. Văd lucruri care nu sunt demne de noi și educația noastră nu merge spre asta. Atâta mai trebuie să auzim cântând când dintre noi suntem mândria țării. Eu spun că respectul față de școală vine datorită rezultatelor și acest lucru în mare măsură revine activității desfășurate de cadrele didactice și, bineînțeles, și de sprijinul părinților. Așa cum spuneam, un cadru didactic, dacă nu are o colaborare bună cu părinții, elevul acasă nu va fi coordonat, nu va fi verificat de părinte. El, dacă vine fără teme, nu poate să aprofundeze și să-și însușească atât de bine noțiunile. Sigur, se spune că dacă ești atent în sala de clasă, în proporție de 70-80% din lecție e învățată. Dar trebuie și băgată în memorie și să rămână acolo pentru totdeauna. Nu doar o învățare pe termen scurt și după ce ai ieșit în pauză să uiți ce a vorbit dascălul în clasă. De aceea sprijinul părinților este foarte
foarte important și mai ales în această perioadă a online-ului, când o întâlnire cu elevii durează undeva în jur de 30-40 de minute și se pune accent foarte mult pe munca individuală. Hai să spunem că la gimnaziu sunt copiii în regulă, sunt mai conștienți, dar cei de ciclu primar clar trebuie îndrumați de cineva. Iar în această perioadă, acel cineva este părintele. Eu vreau să le mulțumesc părinților că ne aud de atâta lume, că în perioada asta au înțeles necesitatea de a sta mai mult lângă copii și au făcut-o. Și eu cred că sunt de mare folos în realizarea obiectivului nostru și merită felicitări și să le aducem mulțumiri și nu uitați să o faceți dumneavoastră pentru părinții pe care îi aveți aici la școală, oameni deosebiți, chiar elita orașului nostru și merită toți părinții care s-au ocupat de copii laude, felicitări și admirăm. Întotdeauna avem un cuvânt de bucurie și admirație față de ei. Domn director, am discutat multe probleme. Eu vă mulțumesc mult. Mulțumesc că ne-ați suportat pe noi de la Nord-Vest TV. Noi suntem aproape de dumneavoastră întotdeauna. Vă stimăm, vă respectăm și vă dorim să aveți mult, mult succes în tot ce faceți, că faceți deosebit de bine. Să dea Dumnezeu să avem tot sănătate, să trecem peste perioada asta grea, să devenim învingători în bătălia atât de crudă și de nedreaptă și nemeritată, pentru că niciun război nu putea să aducă atâta tristețe, atâta durere în suflet, cât a adus această epidemie. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc succes și numai bine! Mulțumim și noi, mulțumim și elevilor și părinților care au fost alături de noi în această perioadă și sperăm să ne revedem sănătoși în toamnă. Ce frumos! Stimați telespectatori, ce încheiere frumoasă a făcut domnul director, mulțumirile aduse și elevilor și dascălor, dar și părinților. Și până la o nouă întâlnire, Teodor Curpaș vă spune la bună revedere!